cea mai mare supărare din acea scrisoare. Să nu ne mai certăm cu Iohannis, de fapt să ne aliniem cu Iohannis, cu Săreiu, cu SPP-ul, DNA-ul și cu partidele de opoziție. Eu, ca președinte, nu pot să duc și nu voi duce acest partid să devină o unealtă a acestor instituții care nu trebuie să se implice în politică. În rest, la ce există să vorbesc suficient de bine, de mult și de apăsat. Vă acuză colegii că sunteți cotat la 7-12% în sondaje și partidul nu trece de 30%. Așa este, sunt la minus. Dar cum s-a ajuns în această situație? Dumneavoastră cu Paul Stănescu erați prieteni. Eu v-am spus că vorbesc la cex și după cex. V-au descris ca un om orbit de orgolii, putere și spaimă imaginare. Sigur o să vorbim după cex. Chiar vreau să vorbesc în interiorul partidului și de-abia după aia vorbim. Dar există cea mai mică șansă să plecați de bunăvoie din funcțiile pe care le ocupați atât în partid? Cu foarte multă răbdare și cu foarte mult drag vorbim după cex. Ați vorbit cu doamna Viorica Dăncilă în eventuala situație în care să devină președinte interimar? Luați în calcul să vă dați demisie. Câte filiale aveți de partea dumneavoastră, domnule Dragnea? Să fie de partea mea. Sau care au aceeași opinie pe care o aveți dumneavoastră? Hai că vedem la ce. Noi am văzut, ei sunt, am înțeles, mai mult decât avem filiale.